Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunteți pe NBC și vă invit să urmăriți talk show-ul Interes Direct, în care vom încerca să găsim soluții care sunt în interesul statului, al business-ului și al cetățeanului. Situația drumurilor din țară discutată la guvern. Premierul Iurghel Anca a prezidat astăzi ședința Comitetului de Supraveghere privind reabilitarea drumurilor. La adunare au participat conducătorii ministerelor de resort și reprezentanții instituțiilor financiare străine. În cadrul ședinței de la guvern, Cei Poran, coordonatorul grupului Provocările Mileniului, a prezentat un raport de evaluare a infrastructurii rutiere din țară. Șeful executivului a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat, dar a atenționat asupra necesității reabilitării calitative a drumurilor. Iurghel Anca a declarat, citez, cel mai important este să avem drumuri bune, să nu mergem după principiul mai ieftin în detrimentul calității. Avem nevoie să prelungim programele, important este să fie transparență, fără corupție. Șoseaua Sărătin-Soroca a demonstrat că este posibil să facem drumuri bune, a accentuat Iurghel Anca. Prim-ministrul a vorbit și despre porțiunile de drum reabilitate, dar nu în întregime. Citez. Nu înțeleg cum este posibil să reabilitezi un drum, dar pe porțiuni. Mergeam ieri pe drumul Bălți-Orhei-Chișinău, câțiva kilometri de drum foarte bun, apoi drum rău și iarăși bun. Eu sper că nu se va întâmpla așa și cu Chișinău-Ungheni, citat încheiat. Pentru reparația și întreținerea drumurilor publice, în acest an vor fi cheltuiți peste 935 de milioane de lei. Menționăm că fondul rutier pe 2014 a fost aprobat în mărime de 1 miliard 326 de milioane de lei. În plus, aceste mijloace sunt suplimentate de diverse instituții internaționale care derulează proiecte în paralel cu cele implementate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Despre reparația drumurilor din țară, calitatea lucrărilor, dar și câți bani vor fi cheltuiți în acest an pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, discutăm astăzi cu invitații din platou. Vladimir Cebotari, viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, bun găsit! Bine! Oleg Lipski, vicepreședintele Uniunii Transportatorilor și Drumarilor. Victor Munteanu, șeful Direcției de Audit al Curții de Conturi, bun găsit! Andrei Cuculescu, șeful Direcției Dezvoltarea Drumurilor din cadrul Ministerului Transporturilor și alături de mine este Sergiu Bejan, șef Catedra Căi Ferate Drumuri Poduri din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Bună seara! Pentru început, aș vrea să știm la ce nivel sunt drumurile din Moldova la etapa actuală, dacă facem o clasificare, de la bune la mediocre. Bine, mai bine am să o zic că în comparație cu situația 5 ani în urmă, când până la 90% din drumurile naționale nu se încadrau nici măcar în drumuri bune, erau drumuri rele și foarte rele. Astăzi noi putem să... Nu este de laudă, doar 20% din drumurile naționale se încadrează în această categorie. Rele. Rele și foarte rele. Foarte rele nu mai avem. Respectiv, în 5 ani de zile, credem noi, este o diferență enormă și am avansat destul de mult la acest capitol. Domnul Lipski, ce părere aveți dumneavoastră despre calitatea drumurilor? Da, calitatea se îmbunătățește, dar vreau să spun că sunt niște probleme de alt mod, cum s-ar zice. Sunt făcute drumuri, reabilitate, drumuri care, da, sunt destul de... sunt drumuri principale, sunt drumuri pe care se circulă mult, dar vreau să spun că pentru noi, ca automobiliști, care fac curse internaționale, sunt mai multe probleme, eu cred că discutăm mai departe despre asta, dar vreau să spun despre două momente. Două direcții, să zicem așa. Prima direcție este legată cu Giurgiulești. De ce? Fiindcă acum noi avem un drum bun, un drum spre Leușeni. Și toată avalanșa de transport circulă încolo și... Până discutăm despre acest drum, vreau pentru telespectatorii noștri să știm, dacă am vorbit în procente, domnul ministru a zis că doar 20% sunt... Din drumuri naționale. Din drumuri naționale. Atenționez pentru că la capitolul drumurilor locale sau regionale, situația încă nu s-a îmbunătățit. Dar putem să spunem că avem un început foarte bun în acest an.
deoarece au fost alocați pentru prima dată în istoria independenței Republicii Moldova 400 milioane de lei pentru reparația drumurilor locale. Cu descentralizarea acestor mijloace bănești către administrațiile publice locale de nivelul 2 și în jos. Un start, eu aș zice, destul de promițător. Evident că nu este suficient și nu ne mulțumim noi cu aceasta. Dar să nu uităm că, iarăși, 5, 6, 7 ani în urmă, nici 400 de milioane de lei nu a constituit întregul fond rutier. Adică o să facem și comparație cu anii precedenți, bani. Dar aș vrea să știu la etapa actuală, transportatorii trebuie să aibă și ei calculele lor. Despre câte drumuri sunt bune, naționale și locale și cât sunt trebuie. Noi nu sucutim procente. Vedeți că noi avem drumuri pe care noi circulăm, care pentru noi au interes principal, cum să zice. Deci drumul spre Giurgiulești este un drum strategic pentru noi. De ce? Fiindcă noi prin Giurgiulești putem ieși mai departe în sud. Asta Turcia, asta Bulgaria, asta Grecia. Deci acum se formează rânduri aici, la Liușeni. Deci pentru noi aceasta e o direcție principală. Acolo se lucrează acum. Eu știu că se lucrează direcția aceasta. Dar este încă o direcție despre care noi vorbim mai puțin. Eu nu știu dacă este cazul, dar totuși eu despre asta o să spun. Noi avem direcția Transnistriei, prin care noi astăzi nu putem circula. Putem circula numai cu camioane goale, fără marfă și drumul este... Eu nu știu de ce categorie e drumul, cred că domnul viceministru poate să ne spună de ce categorie. De ce categorie este acest drum? Dacă ne referim la segmentul Transnistriei, trebuie să, și în general, noi în minister ne străduim să privim lucrurile foarte pragmatic. De altfel ne îmbăteam cu apă rece. Și trebuie să ținem cont că construim drumuri pentru sectoarele pe care le controlăm și pe sectoarele unde garantăm siguranța deplasării atât a persoanelor cât și a bunurilor. Cred că domnul Lipschi-Mertați s-a referit și până ajungem la Transnistria. Noi putem vorbi și despre asta, dar asta nu e situația cea mai tragică acolo încă, da? Eu de ce mă refer? Eu înțeleg că nu se controlează de Ministerul Transportului. Eu înțeleg foarte bine situația, dar totuși transportul nostru acolo circulă. Circulă el fără marfă, se întoarce înapoi, circulă autoturismele, deci toți sunt oamenii, cetățenii noștri care acolo circulă. Și vorba încă despre ceva. Noi pierdem o grămadă de bani pentru, din cauza că înconjurăm Transnistria. Eu înțeleg că e moment politic. Poate nu poate fi rezolvat de domnul viceministru. Eu nu-i pun întrebarea asta, dar eu o pun, fiindcă suntem la misiune și vorbim despre drumuri. Da, să termin eu ce vreau să spun. Eu vreau să atrag atenția că este așa o problemă. Noi în fiecare an, dacă în mod figural, pierdem acolo câteva zeci de camioane noi. Deci, din ce punct de vedere? Înconjurând, noi pierdem motorine, noi pierdem anvelope, din cazul acesta, cum pierdem? Se amortizează camioanele. Deci, despre asta nu se vorbește. Dar asta e pierderi economice care suferă transportatorii moldoveni. Și problema trebuie soluționată. Eu înțeleg, problema e politică. Nu, noi trebuie să o înțelegem corect, pentru că nu există problema doar de ordin politic, este o problemă de siguranță. Ministerul Transporturilor, nenumărate ori, a întreprins tentative de a convinge partea transnistreană să continue acele segmente de drum, mai ales, să nu uităm, că sectorul de drum care trece de spre Chișinău, spre Tiraspol și traversează Transnistria, se încadrează în coridorul TENT, coridorul internațional de o importanță majoră pentru ocolire sau pentru centura Mării Negre. Și de aceea au fost duse destul de insistente discuții și ele se duc în continuare și se discută diferite regime, inclusiv tranzit fără verificări sau cu verificări simplificate. Nu există o închidere sau o problemă în partea dreaptă a Nistrului. Revenim și la acest subiect, pentru că și transportul este important, dar astăzi vreau să ne axăm mai mult pe calitatea drumurilor. Și discutăm și despre banii care sunt alocați pentru drumuri, dacă totuși nu am reușit să dăm o notă drumurilor noastre. În acest an, fondul rutier a fost aprobat în mărime de 1,3 miliarde. Și în anul trecut a fost o sumă destul de mare, comparativ cu anii trecut, mai mult de 5 ori. Vreau să știu cum au fost organizate
licitațiile pentru desfășurarea lucrărilor și cum au fost cheltuiți banii din fondul rutier, spre exemplu, pe anul trecut, domnul Munteanu, pentru că Curtea de Conturi a făcut un audit. Deci, Curtea de Conturi a efectuat misiunea de audit la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, precum și la unele entități din subordine. Auditul respectiv s-a desfășurat în conformitate cu programul activității Curții de Conturi și cu standardele de audit. Deci, reieșind din pragul de semnificație și a zonelor probabilitate cu risc sporit, în cadrul auditului a fost auditată conformitatea utilizării mijloacelor fondului rutier și investițiilor capitale din surse externe și conformitatea utilizării fondurilor publice de către aparatul central și unele entități din subordine, societăți pe acțiuni, întreprinderi de stat, respectiv fiind auditat îndeosebi patrimoniul de stat, locațiunea și achizițiile publice, cum ați menționat și dumneavoastră. Deci, în acest context, vreau să menționez, să vin cu careva cifre din rezultatul auditului care a fost efectuat de către Curtea de Conturi. Vreau să menționez că în anul 2013 Ministerului au fost alocate mijloace financiare în sumă de 1 miliard 706 milioane de lei, și a fost o creștere cu 297 de milioane de lei față de anul 2012 și respectiv cu 675 de milioane față de anul 2011. Deci, de fapt, Ministerul a efectuat cheltuieli în sumă de 1 miliard 648 de milioane de lei, inclusiv 1 miliard 202 milioane pentru gospodăria drumurilor și 407 milioane pentru investiții capitale din surse externe. Aici vreau să menționez că în evoluție ponderea acestor cheltuieli în produsul intern brut a constituit un întreg 75% și respectiv vreau să spun că a fost o creștere comparativ cu anul 2012 a acestor cheltuieli. Vreau să tragem atenția nu doar asupra creșterii cheltuielilor, dar și asupra corectitudinii. Eu o să mă refer și la corectitudinea mai departe, deci din materialele auditului, dacă se poate să relatez. Deci, vreau să menționez că deși limitele bugetare aprobate au fost respectate, deci până la finele anului au rămas nevalorificate 77 de milioane de lei, deci din mijloacele care au fost aprobate în bugetul de stat. Totodată, dacă să ne referim la ce ține de starea drumurilor, cum a fost stabilită de către audit în raportul de audit și în hotărârea Curții de Conturi. Deci vreau să menționez că datorită investirii masive în anii 2011-2013 a unor mijloace publice în reabilitarea drumurilor, deci situația în aspectul respectiv s-a ameliorat. Și vreau să menționez că circa 80% din drumurile naționale sunt în stare bună și mediocre, în timp ce 20% sunt în stare rea și foarte rea, comparativ cu anul 2009, când aceste drumuri însumau de 60% din total. Vreau să menționez și careva cifre ce ține de drumurile locale. La drumurile locale, deci astăzi, deci situația este puțin nesatisfăcătoare, fiindcă 41% din lungimea drumurilor se află în stare bună și mediocre, iar 59%, deci în stare rea și foarte rea. Deci s-a menționat că în aspectul respectiv, pe anul 2014, sunt alocate mijloace și vor fi reabilitate aceste porțiuni de drum care se află în administrarea Ministerului. Mă iertați că vă întrerup. Ceea ce de fapt îi deranjează pe oameni este faptul că cum se organizează licitațiile, cât de corect sunt folosiți acești bani. Pentru că până la urmă nu o să putem reține toate cifrele cât s-a cheltuit în total. Contează cât s-a cheltuit eficient. Unde au fost alocați acești bani? Deci, și dacă au fost corect utilizați? Cred că ăsta e rostul auditului Curții de Conturi. Din materialele auditului putem să constatăm că... Deci ce probleme au fost depistate în cadrul auditului? Deci o problemă... Deci este gestionarea eficientă a mijloacelor publice, deci, deși în cadrul aparatului central n-au fost depistate nereguli, controlul intern este un control bun și se asigură o bună guvernare, deci totuși în cadrul auditului au fost depistate unele deficiențe și neregularități. Deci auditul constată că într-o gestionare a
mai bună a mijloacelor publice este necesar. Deci noi am constatat în cadrul auditului că este necesară deci, ca cadrul legislativ normativ privind întreținerea, reparația și construcția drumurilor publice să fie elaborat, ajustat și publicat conform prevederilor legale. Deci cadrul legal. În opinia auditului, lipsește o coordonare eficientă privind planificarea și aprobarea veniturilor colectate la fondul rutier. Deci vreau să menționez că în anul 2013 n-au fost încasate venituri în fondul rutier din taxe, în sumă din nou 1,80 milioane lei, inclusiv 8,30 milioane lei. Asta este taxa pentru folosirea drumului. Doar o mică precizare. La prevederile legale, pentru că am și eu careva cifre, au fost semnate 27 de contracte în valoarea de aproape jumătate de miliard de lei, contrar prevederilor legale. Mai explicit aici. Deci aceste mijloace, aceste contracte au fost încheiate deci, cu nerespectarea cadrului legal și ține de legea achizițiilor publice. Deci aceste, deci pentru a efectua achiziție de lucrări este necesar ca mijloacele să fie prevăzute în planul de achiziții și în anunțul de intenții. Da, asta este constatarea Curții de Conturi. Curții de Conturi. Vreau să știu ce ne spune Ministerul Transporturilor. Este vorba de 27 de contracte care nu au fost încheiate legal. Suma este jumătate de miliard de lei. Cu siguranță Ministerul a făcut cunoștință cu raportul acestui audit. Bineînțeles, și oferit și toate explicațiile de rigoare. Ministerul, haideți să începem cu aceea că, după cum a fost și menționat în cadrul emisiunii de astăzi și este constatat în raportul Curții de Conturi, administrarea la nivel central s-a efectuat corect. Sunt anumite abateri care, într-adevăr, nu putem să zicem noi că ele nu există, și au adus la calificări cu anumite erori acestor atribuire, nici nu atribuire, păi, dar încheierea anumitor contracte. La ce nivel au fost aceste abateri? La nivelul... Este vorba de executarea lucrărilor, este vorba de calitate a drumurilor. La ce nivel au fost aceste abateri? Ele, principiu... La nivelul respectării procedurilor de achiziție. De către cine? De către autoritatea contractantă. Entitatea care organizează și petrece licitațiile respective. Dar la acest capitol trebuie să privim situația real și în esență, deși sunt niște încălcări, nu afectează propriu-zis corectitudinea efectuării acelor lucrări sau însuși corectitudinea, viziunea noastră a selectării acelor antreprenori. Deoarece dacă să vorbim pe întreaga perioadă de activitate sau în perioada care s-au efectuat aceste încălcări, marea majoritate a agenților economici sunt de fapt aceleși întreprinderi care sunt controlate sau atribuite de stat. Nu este o îndreptățire. Avem un cadru juridic încă imperfect. Urmează foarte mult încă să realizăm la acest capitol și ne așteaptă schimbări foarte profunde în sistemul chiar și instituțional, de administrarea drumurilor, în sistemul de stabilire a calităților, de stabilirea noilor reguli pentru licitațiile, în selectarea antreprenorilor pentru reparațiile de drum. Dar aceasta urmează încă să implementăm. În paralel, nu au putut fi efectuate toate lucrurile, este adevărat. Deși nu vrem să încercăm să explicăm ca o scuză. În viziunea noastră, însă, acele încălcări nu au dus esențial sau nu sunt esențiale, nu constituie fraude sau anumite ilegalități care ar fi calificate ca acțiuni social periculoase. Cred că atunci când un ascultător sau un telespectator aude că din banii din bugetul statului nu se utilizează corect și nu este corect, fondul, nu putem nu este, să venim doar cu așa gen de explicații. Noi am spus încă o dată, nu căutăm explicații și nu găsim explicații. Și cu încălcările care au fost admise, se iau și măsuri față de persoane. Dar am menționat la că aceste nu... La aceasta ce măsuri se iau atunci? Am vrut doar să menționăm, să tragem atenția că nu este vorba despre fraude sau fraudări sau gestionarea banului public nu într-un mod necalitativ. Să nu înțelegem aceste lucruri. Că nu este vorba de
furturi sau apropierea banilor publici unor interese private. Aici am vrut să ajungem. Dar că nu au fost efectuate corect, noi niciodată nu o să ascundem incorectitudine. Noi totdeauna le vom vedea, luăm atitudine și încercăm să găsim sau să creăm cadru normativ care va permite să fie înțeles și aplicat corect. Domnul Cuculescu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. În reparația drumurilor din țară, o problemă actuală este și tergiversarea lucrărilor. De ce se întâmplă acest lucru și cum sunt sancționate acele companii care nu respectă prevederile contractuale? Da, dacă îmi permiteți, eu dintr-o să vreau să răspund la întrebarea cu valorificarea mijloacelor financiare. Deci 65 de milioane au fost alocate în luna decembrie. Dumneavoastră înțelegeți că lucrările de rutiere sunt niște lucrări specifice care se îndeplinesc în general în luna vară, pe timp de vară este. Și e clar că este dificil să valorifici banii care ți-au dat în ajun de anul nou. Ceea ce se referă la procedurile de achiziții publice, este problematic pentru administrația statului drumurilor câteodată să respecte integral toate aceste proceduri, fiindcă se petrec în jur de 100 de licitații administrația de stat a drumurilor pe an și aceste licitații trebuie petrecute până la început sezonului de lucru. Și poate să întâmple că s-a anunțat licitația pe anumite obiecte până când încă nu este publicată hotărârea Guvernului privind distribuirea mijloacelor financiare din fondul rutier. Aceasta tot este o încălcare, fiindcă încă mijloacele nu sunt distribuite, dar acum administrația anunță această licitație. Dar, mă rog, sunt niște încălcări, dar sunt impuse și de situație câteodată. Toate că noi nu... Da, da, până trecem la a doua întrebare, luăm o scurtă pauză după care revenim. Doamnelor și domnilor, am revenit, sunteți pe NBC și urmăriți talkshow-ul Interes Direct. Vreau să vă reamintesc și despre pagina noastră de Facebook, unde puteți lăsa întrebări pentru invitații noștri din platou. Domnul Bejan, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră despre calitatea lucrărilor. Ceea ce se atribuie calității lucrărilor, după părerea mea, trebuie să exprime specialiști direct care duc răspundere de aceste lucrări, însă eu, fiind parte din mediul academic, da, a Catedrei Căi Ferate Drumuri și Poduri a Universității Tehnice a Moldovei, pot să mă refer că anume la baza sau la începutul acestui sistem a calității, da, stă școlarizarea specialiștilor. Păi că aici, spre regrete, suntem unica instituție de învățământ care pregătim specialiști și numai la nivel de instituție superioară. Însă noi, în afară de specialiști cu studii superioare, mai avem nevoie și de tehnicieni care au studii la nivel de colegii, mai avem nevoie și de specialiști la nivel de școli profesional tehnice, care, din păcate, așa specializări nu avem. Avem drumari la școală profesională? Noi. Și uitați-vă din multitudinea astea de probleme care apar, abia din anul acesta vor să fie prima admitere la o școală profesională tehnică cu specializări de mecanic pe reparizator de betoane asfalt sau operator pe aceste tipuri de mecanisme. La colegiul de construcție va apărea sau se va redeschide specializarea de căi ferate, drumuri și poduri. Da, fiindcă, da, noi pregătim specialiști în acest domeniu, însă avalanșa aceasta de necesitatea specialiștilor care o cere acum piața, noi nu putem să o asigurăm. Da? Și atunci ei sunt necesari la anumite etape de lucrări, nu numai ca șef, nu numai credeți ca... Credeți că doar din cauza lipsei unei forțe de muncă calificată nu avem drumuri bune? Păi vă lămuresc foarte simplu. Chiar și, de exemplu, un mecanic care trebuie să conducă un compactor. Acum, acest tipuri de mașinării se numesc mașini inteligente. Este dotat cu un calculator, cu un computator, cu un creier care trebuie de condus acest mecanism. Nu pur și simplu, cum au fost foștii, mă zic de expresie, mecanici pe tractoare care au arat o viață întreagă și acum să-l pui pe un compactor să muncească. Are nevoie de o instruire și o instruire serioasă pe aceste mecanisme. Ne revenind la faptul că ele costă
mii și zeci de mii de euro. Da, revenind totuși la calitatea drumurilor, spre exemplu, raportul Forumului Economic Mondial cu privire la competitivitatea globală a celor mai bune drumuri din lume de anul trecut, țara noastră se situează pe ultimul loc. Stăm mai prost chiar decât Guineea, Mozambic, Mongolia sau Libia. Este un top în care suntem codași. Bineînțeles, suntem codași, pentru că ca orice sector, pentru a te menține, nu doar în top, dar pentru a menține un nivel de calitate, trebuie să investești permanent. Dacă nu investești, totul se degradează și se deteriorează. Cât de bun nu ar fi un drum construit, oricum acest drum necesită investiții serioase, odată în cel puțin 10 ani de zile. Nu poate rezista un drum mai mult de 10 ani de zile să nu se intervină la el capital. Noi avem drumuri care nu rezistă și mai mult de un an, doi. Nu cred că ajungem până la 10 zile. Bine, și vorbesc de drumuri reabilitate noi. Haideți să nu facem o astfel de concluzie, pentru că nu este adevărat. Dacă vorbim despre drumurile reabilitate acum noi, nu avem drumuri din care nu rezistă un an, doi. Sau este o normalitate din când în când, pe drumuri se apară și unele defecțiuni. Dar să nu uităm iarăși că există și angajamentul și obligația antreprenorului de a, în interiorul termenului de garanție, să mențină calitatea acelui drum. Deci vă referiți la compania care efectuează lucrările și se ocupă de menținerea lucrurilor. Bineînțeles. Dacă permiți, domnule ministru, eu să adaug la chestiunea asta. Deci, aceste concluzii se fac în baza unor studii. Unor studii nu de calitatea drumurilor, dar unor studii de percepție a agenților economici. Din Moldova, cu această întrebare, și participă la acest studiu, Academia de Studii Economice, inclusiv domnul Belosteșnic, personal cu prorectorul. Și desigur că noi când am examinat această concluzie, că Mongolia este cu mult mai înainte decât România. Noi nu spunem că Moldova, de acum. Sunt cu alte țări, este România, sunt alte țări care au drumuri, noi considerăm mai bune. Deci asta nu este o concluzie a stării tehnice a drumurilor, dar este o concluzie a percepției utilizatorilor și agenților economici. Poate să fie, dacă la noi în Chișinău avem 50% aproape de automobili în Chișinău, poate să fie percepția pentru Moldova de starea drumurilor în baza reflecției drumurilor din Chișinău. Fiindcă agenții economici, dacă să luăm așa, că agenții economici în general sunt amplasați în Chișinău și când se face un studiu, deci întreabă agenții economici, deci ei își fac concluziile pe drumul păi, care circulă. Chișinău este capitala țării, aici ar trebui din potrivă să fie păi, drumurile da, cele mai bine. Aceasta, noi avem deci studii și recente privind calitatea drumurilor și într-adevăr avem foarte multe drumuri încă în stare rea, dar ca să luăm în comparație cu alte țări cum sunt din Africa, noi nu suntem mai jos din punct de vedere dacă se face un studiu a calității tehnice. Dar a percepție, deci asta mai este. Mai zic și partea care domnul Andrei încearcă să fie mai diplomat. Într-o țară poate să existe două drumuri care sunt asfaltate, restul oamenii se deplasează pe jos și percepția va fi că în statul respectiv situația cu drumurile este foarte bună. Dar lipsa drumurilor nu înseamnă că situația este bună cu drumurile. Deci mai există și așa abordare și atunci ei vor fi în top mai... Percepția transportatorilor. Eu nu știu, așa studiu, pur și simplu, în Moldova trebuie de făcut. Să aflăm opinia transportatorilor, tot să facem iar procentele despre care vorbim. Dar percepția e următoarea. Drumurile devin mai bune, nu-i vorba. Dar ne deranjează pe noi încă câteva momente, dacă se poate totuși să ne uităm puțin mai adânc la situație. Dacă se poate, nu știu, cineva poate să-mi răspundă câte companii în procente din Moldova lucrează acum pe drumuri. Deci lucrează, fac drum. Absolut toate companiile din Republica Moldova sunt antrenate în lucrări de drum. Eu înțeles, este dar în procent. Este vorba despre toate sunt antrenate în lucrări de efectuarea drumurilor. Este vorba, dumneavoastră probabil vreți să ne întrebați
câte din ele participă la reabilitările capitale a drumurilor naționale? Este o altă întrebare. Da, hai să punem așa întrebarea. Corect, da, da, da. Da, și aceasta este o întrebare diferită și să nu uităm că reabilitarea drumurilor naționale se efectuează din surse financiare externe care au diferite reguli de atribuire a celor contracte, care sunt interesați în primul rând de criteriile de calificare a unei companii care efectuează lucrări de reabilitare. Și totuși. Și calificarea acestei companii presupune că există o istorie a anilor precedenți cu un volum minim de lucrări efectuate și cu un volum minim de rulaje a cifrelor. Deci nu sau sunt companii economice. Demne în Republica Moldova? Nu vorbă de asta. Nu avem în Republica Moldova companii care pot să se califice pentru a participa ca antreprenor general. Dar sunt companii în Republica Moldova antrenate în aceste lucrări ca subantreprenori. Datorită faptului că Ministerul foarte des, în persoana și a domnului Andrei și în persoana altor colegi din minister, nu eu, pentru că nu eu administrez acest sector, depune eforturi foarte mari pentru a consolida companiile naționale, pentru a le acorda asistența necesară reechipării acelor companii, pentru instruirea personalului și a le crește la nivelul de a obține în viitor anumite contracte de acest gen. Avem deschiderea și a finanțatorilor și a antreprenorilor generali să-i accepte pe antreprenorii noștri să participe la aceste lucrări. Și iarăși aici, de regulă, când vorbim că contractele sunt atribuite ca antreprenorilor generali străini, apare imediat o percepție greșită, iarăși banii sunt transferați în afara țării. Nu, acești agenți economici străini sunt obligați să se înregistreze în Republica Moldova, obțin licențele necesare, angajează personal din Republica Moldova și banii se află în circuit în Republica Moldova. Materia primă este procurată în mare parte, pietrișul, nisipul din Republica Moldova, respectiv este un proces foarte complex, unde Republica Moldova, cea mai mare parte beneficiază. Credeți de tot, că... și tot ce cești bani. Și totuși, da, dacă da, puteți să-mi răspundeți la întrebare. Antreprenori general, după cum am menționat, nu există niciunul, pentru că nicio companie nu se califică criteriilor pentru a fi selectată câștigător la astfel. Bine, clar, eu am înțeles. Da, eu am înțeles. Să adaug cursiv. Deci, a fost o perioadă când nu au fost volume de lucru și companiile de construcții care erau, deci ele au dispărut, pur și simplu. Au început să apară volume de lucru. Deci, agenții economici au luat credite și au cumpărat tehnică performantă și avem acum 5, 6 sau 7 companii care dispun de tehnică performantă și lucrează la nivel european. Altceva că, neavând experiența, neavând volume de lucru anii precedenți, cerințele sunt că ultimii 3 sau 5 ani trebuie să ai volum numai mic decât obiecte sunt foarte mari. Dar totuși două companii au participat și au fost admise la prima etapă la Chișinău-Ungheni, la ocolirea orașului Ungheni, dar cu regret companiile noastre au dat mai scump și n-au trecut. Dar ele acum participă. Da. Eu de ce am pus întrebarea asta? Fiindcă nu e problema că să prindem pe cineva, nu e problema noastră. Nu e problema noastră. Da. Dar noi înțelegem asta. Pur și simplu, din punctul de vedere a nostru, problema e că următoarea este. Statul primind bani pentru reabilitarea drumurilor, deci pentru construcția drumurilor, da? Nu s-a gândit, totuși, ca să ajute pe agenții economici autohtoni să se ridice la un nivel oricare, ca să ocupe. Deci și acum statul nu ajută, după cum eu înțeleg, deci, cu nimic. Stai. Din bugetul de stat, cum să ajuți o companie privată? Nu-i vorba din bugetul de stat. Nu-i vorba din bugetul de stat. Prin bănci, prin credite cu procent mic. Deci, întrebarea mea e următoarea. Nu ni se spune că este un ajutor, da, pentru construcția, reparația, reabilitarea drumurilor, dar din punctul meu de vedere, să zicem, când iei credit la bancă, asta tot aceeași dacă te duci la un magazin, cumperi pâine. Magazinul te ajută dacă îți vinde pâine. Așa și banca îți dă bani ca să câștigi bani.
Deci banii se primește că ei câștigă bani, vin companiile lor care lucrează, antreprenorii generali. Eu înțeleg că ceva bani rămân și aici, dar impozite pe salarii, fondul social, eu nu spun că toți banii pleacă de aici, dar o grămadă de bani, stați, dați să spun, până la sfârșit, eu nu am întrerupt pe nimeni, domnul Cuculescu, dați totuși... Dați eu să vă explic, procentul este 1% și Banca Mondială 0,75%. Iacă care procent. Eu nu despre asta spun. Dar spuneți că băncile fac bani. Astea sunt bani de dezvoltare și acordă ajutor. Republicii da, dar din acest ajutor, ajutor, asta spre ajutor exemplu, care vine cu bani. Trecut, dați să termin gândul, dacă se poate totuși. Da, vă rog. Deci, eu spun despre... Iacă despre ce. S-a spus că o companie care vine, repară drumul, ea pe urmă trebuie să garanteze pe un timp oricare drumul acesta. Dacă nu mă înșel, era vreo 3 ani în urmă companie italiană Toto Construzione, dacă nu mă înșel, da? De, ești așa, mai este. Este, da? Este și tot lucrează la noi. Da. Nu mai lucrează. E nu terminat. Deci lucrurile. Eu vreau să pun întrebarea. Dacă drumul care a făcut compania aceea s-a stricat și compania a dispărut, care a venit aici, un antreprenor general, da? Ea nu mai este. Cine o să repare drumul? Din contul cui? Stați, eu, asta e întrebarea poate pur teoretică, eu nu vreau răspuns. Nu, este o întrebare foarte bună, să auzim și un răspuns. Dați, în aceste situații, ce se întâmplă? Deci, noi ne dorim foarte mult ca telespectatorii noștri să fie informați foarte corect. Da, vă rog. Și s-au făcut numite declarații și noi vrem să le explicăm foarte punctat. Prima declarație a fost că băncile străine vin și câștigă aici bani. Care? Nu zero cred că întreg... asta este cea mai importantă declarație. Este foarte important eu pentru că, spus că este credite, asta nu este foarte fără este foarte să nu fie important, întors. Deoarece acesta poate fi percepția cetățeanului nostru. Și este vorba despre 0,75% sau un procent anual, care este restituit Republicii Moldova în forma granturilor care se oferă la fiecare credit separat. Grantul se oferă fie pentru studiul de fezabilitate, fie pentru alte proiecte. Spre exemplu, noi o să ne punem întrebarea din ce bani în Chișinău au fost instalate sistemele de monitorizare video pe traseu. Dar acești bani au fost o porțiune din grant care au venit ca parte a creditului acordat pentru iarăși lucrări de reabilitare a drumului. Și acel procent care a fost plătit s-a întors mult mai mult în formă de grant. Deci, respectiv, noi, de costul pentru Moldova, dacă de luat pe total, sunt în cele mai dese cazuri zero sau chiar mult mai mici decât zero. Doi la mână. Companiile străine câștigă bani și transferă la ele în țări. Cât? Noi cu toții și domnul Andrei examinează fiecare deviz de cheltuieli. Rentabilitățile din Republica Moldova sunt aproximativ în jurul la 10, rentabilitățile nete. Sunt în jurul la 10%. Nu este deloc experiența României unde sunt 30%. Noi vorbim despre o rentabilitate de 10%. Și nu putem să vorbim că grosul banilor este transferat peste hotare. Pentru că, iarăși mă întorc, pietriș, nisip, multă altă materie primă este aici. Lucrătorii care întind sau efectuează lucrările sunt cetățenii Republicii Moldova. Doar supraveghetorii, inginerii, lucrătorii cei mai de o calificare mult mai ridicată, aceia vin din exterior. Domnule Cebotar, tot aici, referitor la fondurile împrumutate de peste hotare, vreau să vă întreb. Spre exemplu, și Curtea de Conturi a putea să ne precizeze. Din banii care au fost oferiți anul trecut, spre exemplu, au fost utilizați doar 40%. Apare întrebarea atunci, de ce? Din banii care? Au fost oferiți anul trecut 226 din banii de euro de peste cotare, exact. Bineînțeles, banii nu se contractează pentru un an și aceasta este mare greșeală a percepției acestor situații. Banii se contractează pentru o perioadă, 2-3 ani de zile, ca valorificare. Nu pot eu în luna septembrie să contractez o sumă de 60 de milioane de euro și încep repede să caut cum să o cheltui ca să o valorific. Este greșit. Da, dar autoritățile de multe ori se plâng că banii nu sunt suficienți, deci, dar până la urmă nu se utilizează toți. Noi avem alte toți. Probleme, stimați colegi, spectatori. Noi avem altă problemă. Noi în primăvara acestui an ne-am ciocnit de situația când finanțatorii ne rugau, vă rog, nu vă grăbiți, voi asimilați prea bine banii. Aveți o viteză mult prea mare de asimilare a banilor și corectă. De aceea nu trebuie să facem astfel de concluzii. 60 de milioane sunt alocați pentru sectorul de drum. Un sector de drum nu va fi construit în 3-4 luni,
ciclul de construcție acelui drum este un an, doi, el este indicat în programa publică, transparentă, care stabilește și graficul efectuării acelor lucrări. Astfel și trebuie interpretată valorificarea acelor mijloace bănești. Dar nu putem noi nici aici să învinovățim careva autorități. Pentru că ceea ce am vrut să menționez până la pauză de publicitate, avem o greșeală sistemică în ciclul nostru bugetar. Și de aici, deoarece el este creat pentru un singur an, și de aici apare interpretarea că mijloacele bănești trebuie colectate și consumate în interiorul acelui an bugetar. Practicile unor altor state care au avansat mult deja față de Republica Moldova, este ciclurile bugetare stabilesc de la 3 la 5 ani, cel puțin. Și dacă le raportăm la situația de construcție a unui sector de drum, o să vedem că drumul tot se planifică pentru reabilitare în 2-3 ani de zile. Și respectiv noi ne-am încadrat perfect într-o astfel de sistemă. Și noi nici de cum, sub nicio formă, nu ne vom putea încadra niciodată ca banii să fie bugetați, colectați și consumați doar în decursul unui an, atunci când este vorba despre proiecte investiționale. Pentru că într-un an, rare ori când este posibil să efectuăm un studiu de fezabilitate. Nu mai vorbim despre proiectarea acestor sectoare de drum. Și ulterior urmează licitațiile, care trebuie să fie efectuate după procedurile internaționale. O procedură de licitație poate dura jumătate de an de zile. După care negocierea, semnarea contractului în 30-40 de zile, după care mobilitate până la 4 ani de zile și vedeți că numai lucru cu hârtia de atunci de când este semnat contractul va dura un an de zile. Despre calitate facem și despre corecte. Posturi revenim după o scurtă pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, sunteți pe NBC, urmăriți talk show-ul Interes Direct. Vreau să revin și asupra costului unui kilometru reabilitat de drum, dacă s-a făcut vreun calcul. El, bineînțeles că variază și sumele diferă foarte mult, independență și de geografia și de structura solului și de volumul lucrărilor care ne-l propunem să-l facem la un kilometru drum și numărul benzilor și așa mai departe. Dar, ca cifre generale, noi, în perioada ultimilor 5 ani, pentru reabilitări capitale a drumurilor naționale, am asimilat mai bine de 700 de milioane de euro pentru aproximativ 600 de kilometri de drumuri reabilitate capital. Dacă nu mă înșel, domnul Culescu, dumneavoastră mai bine știți. Permiteți, referitor la costuri. E clar că depinde de particularitățile proiectului. Sunt drumuri cu 4 benzi, sunt cu 6 benzi, dar ca să luăm costul un drum cu 2 benzi de circulație, dacă luăm drumul, s-au reabilitat mai mulți ani sectoare de drum pe Chișinău spre Ștefan Vodă, Vama de la Palanca sau de la Tudor. Deci acolo costul mediu la 1 km era de 6-7 milioane de lei. Reabilitare. Adică drumul existent rămânea, se puneau niște straturi, se mai lărgea puțin. Drumul care merge la Giurgiulești, care acum este reabilitat de către compania românească PACO, ea s-a încadrat în cifra de 500.000 de euro pe kilometru, dar numai că la credite externe nu se plătește TVA-ul. Adică dacă să mai luăm încă 20%, ar fi la vreo 600.000 de euro la kilometru. Adică este în jur de 10 milioane de lei. Dacă facem o comparație și dacă cu țările vecine, stas, nu, dați-vă să vă fac încă o comparație. Drumul la Rezina, care tot drum cu două benzi de circulație, dar alte lucrări, fiindcă starea drumului. Acolo sunt 10-11 milioane de lei la kilometru. Deci, în general, se poate de spus că un drum cu două benzi de circulație în Moldova poate fi reabilitat în jur de 8-9 milioane de lei în mediu. Luăm drumul la Soroca, unde sunt și intersecții. Deci avem 93 de kilometri unde s-au reabilitat în jur de $1 milion pe kilometru, aproximativ. Dacă comparăm cu alte țări, dacă comparăm, de exemplu, cu România, iată, este exemplu de România, că la dânsă sunt instalate cei mai mari cost care poate să fie la un drum. În România lucrările sunt mult mai scumpe ca la noi. Dacă să luăm de construcția un drum, în diopște e mai scump, fiindcă ei trebuie să aloce terenul și acolo procedura e foarte scumpă. Și noi încă avem drumurile care reabilitate datorită, am modificat legea drumului și avem
fâșia drumului avem foarte lată și noi majoritatea cazurilor ne încadrăm în zona drumului care este a noastră. În Rusia tot este mult mai scumpe lucrările la drumuri. În Ucraina lucrările sunt așa, tot așa la nivelul ca și în Moldova și în Belorusia tot. Domnul, vă rog. Poate. Eu am vrut să pun altă întrebare. Vedeți că vă 2 ani în urmă a nimerit un document de la Ministerul Transportului unde era costul drumului, era dat în lei, în milioane lei, dar costul controlului era dat în euro. Și foarte interesantă treabă, acolo pe 32 de kilometri cu TDA-ul, cu compania... Ce drum? Pe Soroca. 1.100.000 de mii de euro pentru 32 de kilometri. Pe urmă, mai departe, dacă răsfăiam, era acolo, ați avut... Dați eu să vă explic, să da, vă spun da, stați. Eu pun întrebarea, poate nu înțeleg, poate tot a nimerit la cineva și tot nu poate să înțeleagă de ce. Așa, răsfăind o pagină înainte, noi vedem 5 kilometri, tot cu prețul de 1.000.000 și aproape 100.000. Și eu mă mir atunci, de ce așa? Dacă la noi controlul la 500 de metri pătrați, eu înțeleg că așa se face pe drumuri, controlul, în jur de, dacă laboratorul iese pe drum și controlează acolo, în jur de 4.000 jumate de lei, dacă mă înșel, da? Acolo s-a primit o cifră în jur de 16.000 de lei, deci de aproape deci de 4... Eu să vă explic ce înseamnă controlul. De 4 ori mai mult. Controlul și tot, stați. Era vorba eu că... Eu am înțeles întrebarea. Nu, eu vă explic. Compania italiană lucra și alte companii italiană o controla. Asta tot e o întrebare foarte interesantă. Deci, pentru dumneavoastră este interesantă, dar eu o să vă explic ca să devină mai puțin interesantă. Da? Deci, da, vă rog, mai pe scurt, pentru că avem puțin timp și trebuie la să lucrările mai... Când se contractează lucrările, se anunță concurs pentru o companie care face supervizare tehnică. Și nu efectuează numai lucrări de laborator. Are angajați, 10-15 angajați care stau tot timpul, la început lucrări până la urmă. Și se face în baza concursului aceasta sunt costul acestor lucrări. Înțeleg, și în toată lumea ele sunt 4-5... Un milion de euro? Nu, acolo... Asta nu, da, domnul Bejan, vă rog. Da, să vă explic. Deci, domnul Bejan are și o explicație. O companie face supervizarea la mai multe sectoare în același timp. Și poate fi și acei 5 km, dacă să luăm la Bălți Sărătieni, care au fost 3 sectoare, o companie a făcut supervizare. Dar au fost mai multe sectoare. Era descris sectorul. Bine, eu n-am luat cu mine documentul. Da, domnul Bejan, vă rog, aveți să explicați. Vreau. Pot să vă explic în două momente aici cu costul, da? Fiindcă am și o atribuție legată de proiectarea drumurilor, așa, activez în acest domeniu. Spre exemplu, de la Chișinău în jos, spre sudul Moldovei, sunt foarte greu de găsit material de construcții pentru drumuri, sare în vedere în fundații și nemijlocit în îmbrăcăminte rutiere. Spre exemplu, o tonă de piatră spartă, de exemplu, marca 400, luată în prejurul Chișinăului sau în zona Orheiului, ar costa în mediu un 200-240 de lei. Această tonă, ducându-o la Ștefan Vădu, costă 420 de lei. Și atunci, în centrul Moldovei, acest 2 km, 1 km de drum cu două benzi de circulație, el poate costa în mediu 4 milioane de lei, la Ștefan Vădu el a scoat 6-8. Întrebarea mea de ce? Despre control, nu despre control vă explic foarte simplu. Pe drumuri nu există numai îmbrăcăminte rutiere. O foarte mare, o mare parte din sectorul de drum o are ca cost lucrările de artă. Poduri, pasaje, viaducte, podeți tubulare și așa mai departe. Condiții complicate de teren, alunicări de teren, zone cu pământuri cu ape în față, unde sunt necesare drenaje și așa mai departe. Controlul se efectuează din procentual costului lucrării. Dacă pe acest kilometru de drum noi am avut 20 de milioane de lei, păi și normal pe acest sector costul controlului sau dreptul de autor a să fie mult mai mare. Este important costul controlului, dar mai important este și durata de viață a drumului. Ați spus că ajunge până la 1.000.000 de euro un kilometru de drum, după calculele pe care le-ați făcut dumneavoastră. Da, care ar fi durata de viață a acestor drumuri? Nu, noi la toate drumurile am stabilit în termenii de 10 ani de zile. Dar asta nu înseamnă că 10 ani de zile drumul va fi fără fisură, deoarece există condiții climaterice și acestea influențează fără voința noastră și acel sector de drum. Dar există și angajamentul
antreprenorului de a înlătura tot ceea ce apare defect pe acele sectoare de drumuri. Pot să dau și da. Vedeți că în orice tip de îmbrăcăminte rutieră de drum, fie din beton asfaltic, fie din beton de ciment, își are o durată de viață, adică o durabilitate, așa? Sau o viabilitate a acestui sector. Betoanele asfaltice merg în mediu la reparația capitală peste 15 ani. Că ce înseamnă? Odată la 15 ani trebuie să scoatem un covor asfaltic deteriorat, să ștergem unul nou. Betoanele de ciment au o durată de viață de în jur de 30 de ani. Da, dar asta nu înseamnă că în această perioadă dumneavoastră nu trebuie să-i faci întreținere. Un exemplu simplu. Mi-am luat-o, eu îl dau întotdeauna acest exemplu. Mi-am cumpărat o cămașă nouă, da? Am îmbrăcat-o. Ce facem noi? O purtăm până și se rupe? Nu. O întreținem. Adică o spălăm, se rupe, o nasture îl adăugăm și tot așa. Astfel cu drumul. Este așa o sistemă, eu pot să vă dau un exemplu repede, în două secunde, în Statele Unite ale Americii. La un moment dat, în anii 80, s-au ajuns la un colaps când se distrugeau pe zi în mediu câte 5 poduri. De astea din beton armat, cu medii, și, adică cu lungimi de până la 6, până la 25 de metri, adică de la 6 până la 25 de metri. Ce sunt, care concluzii au fost? Fiindcă este așa o noțiune de managementul întreținerii podurilor, managementul întreținerii drumurilor. I-au ajuns la concluzia că în primii 5-7 ani trebuie de investit în întreținerea drumului până la 15-20% din costul lui inițial, pentru a-i mări durata de exploatare. Și ajungând la durata lui de viață dată de normativ, de exemplu betonul asfaltic de 15 ani, noi putem să-l întindem până la 30. Cu o finanțare mai mică în anul al 30-lea. Dar acela că l-am făcut, l-am lăsat și am uitat de el, nu merge. Am vorbit foarte mult despre drumurile naționale. Trebuie să vă întreb neapărat și despre drumurile locale, care mai mult de jumătate sunt în stare foarte rea. Adevărat. Și avem foarte mult. A fost deja o constatare. Și am făcut primii pași în acest an. Sunt în deplină desfășurare lucrări pe foarte multe din sectoarele care au fost la care au fost atribuiți banii din fondul rutier. Dar este foarte puțin. Nu suntem mulțumiți cu aceasta și va dura mulți ani de zile până când ele vor fi aduse la o condiție satisfăcătoare. Ne bucură și faptul că începem deja discuții serioase cu finanțatorii externi, ca și din sursele externe să reabilităm drumurile inclusiv locale. Revenind și la drumurile din capitală, trebuie să vă întreb, pentru că aici sunt cei mai mulți automobiliști care achită impozite, de ce drumurile noastre sunt într-o stare atât de proastă? Trebuie probabil să întrebăm pe cei care administrează aceste drumuri. Nu este corect. Noi îi întreb, să ne expunem, Ministerul Transporturilor nu îi întreabă? Administrează Ministerul Transporturilor aceste drumuri și de aceea nu putem noi să, nici nu avem măcar mecanisme sau dreptul de a interveni să verificăm sau să constatăm starea drumurilor, starea lucrurilor în administrația municipiului Chișinău. Trebuie să întreb și pe domnul Muntean atunci dacă Curtea de Conturi face verificări în vederea reparațiilor care se fac în capitală atunci. Și Curtea de Conturi a efectuat un șir de verificări a reparațiilor de drumuri ce ține de autoritățile publice locale și respectiv am depistat mai multe deficiențe și neregularități care au fost reflectate în rapoartele de audit. Ele sunt făcute publice și puteți să dacă puteți vedeți. Să ne enumerați pe scurt care sunt neregularitățile. Principalele neregularități, nerespectarea contractelor de executare lucrărilor, termenii de executare lucrărilor, calitatea materialelor și respectiv principalul este neexecutarea contractului. Cine poartă răspunderea până la urmă pentru că nu sunt executate în timp lucrările? Sunt sancționate companiile care se ocupă de repararea drumurilor? În situația cu care s-a confruntat Ministerul Transporturilor, pentru neexecutarea în termen al lucrărilor, compania a avut sancțiuni destul de mari, credem noi. De aceea, și credem că e o practică foarte bună. Pentru că imediat după ce s-a început dialogul cu voce serioasă
cu acel antreprenor, ceilalți antreprenori pentru alte sectoare de drumuri imediat au devenit mult mai sârguincioși, mult mai rapizi, mult mai flexibili și mai mobili în efectuarea lucrărilor. Și cred că a fost un exemplu bun pentru toți. La Ministerul Transportului noi avem totuși profesioniști, dar cred că în municipiu avem mai puțin profesioniști. Păi cum se trebuie să atunci până la urmă? Că avem drumuri naționale bune, dar nu avem drumuri bune în capitală. Trebuie să fie la primărie oameni care înțeleg în asta. Este doar eu cred că asta e problema principală. Eu cred că cobzarul trebuie să cânte la cobză, drumarul trebuie să repare drumul, medicul să repare oamenii și așa mai departe. De ce nu am făcut o mică explicație, pot să o dau, numai că asta face parte de una din multele explicații din ce cauze ele sunt mai puțin bune. Este că o companie de construcții care execută un drum între localități nu are toate abilitățile să execute un drum într-o localitate, îndeosebi, să spunem, în capitală, în Chișinău, fiindcă sunt legate de foarte multe rețele care se găsesc sub îmbrăcămintea rutieră. Dacă sunt, începând de la aceleași trotuare, borduri, fântâni, telecomunicații, apeduct, canalizații și așa mai departe. Dacă vreți să mă expun, nu ca minister, da, deci nu ca ministru, ca locuitor al capitalei. Este vorba în expert, în lipsa fondurilor. Haideți să încercăm să... Noi suntem foarte buni toți la criticat, așa e națiunea noastră, dar nu să, încercăm să, ne uităm, să ne, încercăm să ne uităm la lucruri un pic realist și obiectiv. Eu ce am observat în municipiu că se întâmplă că este un proces foarte defectuos de planificare. Ce lucrări trebuie efectuate și ca volum și ca tipuri de lucrări, când să fie efectuate, de către cine, pentru că am impresia că aceste procese nu sunt administrate corect și nu de către oamenii profesioniști. Și prea puțin, și noi ca națiune încă nu suntem educați ca un proces să-l planificăm mult mai minuțios decât îl exercităm astăzi. Și am să vă dau exemplu. Este o practică normală în Uniunea Europeană ca pentru construcția unui edificiu un 60% din timp să se petreacă pentru proiectare și pentru planificarea procesului de organizare propriu-zis și petrecerea construcției. Dar la noi, ca timp, probabil se petrece sau se dedică acestuia 10-15% și restul în grabă să construim un lucru. Cred că e o problemă de cultură, inclusiv. Un exemplu foarte așa de colorit, cum s-ar zice, asta strada pietonală. Asta nu trebuie o îmbrăcăminte specială cu ceva. Câți ani se construiește strada asta? Numai... Revenim cu siguranță și la subiectul străzii pietonale. Domnul Bejan, care este părerea dumneavoastră? De ce nu avem în capitală drumurile pe care ar trebui să le avem? Eu m-am expus un pic mai înainte, puțin, însă uitați-vă care chestia. Străzile de capitale sau străzile în localități urbane, ele țin mai mult o lucrare de, cum spune eu, de juvaier, da? În care sunt foarte multe momente, atât la un lucru foarte important este evacuarea apei, da? Vedem noi ce se întâmplă în oraș Chișinău atunci la orice mic ploaie care sunt mai abundent așa. Și aici sunt nevoie de specialiști în domeniu care, și ei sunt de fapt, însă să le dea voie să-ți dezvăluie capacitățile și abilitățile lor în toată puterea. Fiindcă nu întotdeauna banul rezolvă toate problemele ingineriești care sunt. Poate să împiedice. Pentru că suntem pe final, avem foarte exemplu, puțin timp. Cel mai puțin bani în fosta regiune, chiar și în fosta Unii Sovietice, în spațiul SNG, unii vreți în Europa, pentru bani, pentru proiectare și cercetarea construcțiilor rutiere, să dea Republica Moldova. Pe final, câte o concluzie scurtă din partea fiecărui participant, care sunt soluțiile și în ce an vom avea drumuri nu rele? Pentru că nu știu când vom avea drumuri bune. Drumuri nu rele, cred că o să avem naționale, să concretizăm. Cred că o să avem următorii 3, de fapt, da, cred că în următorii 3 ani, 4 ani de zile. Dar, iar cele locale? Iar cele locale va dura mai mult, pentru că procesul
constă în descentralizarea și administrarea celor bani, petrecerea licitației, organizarea și efectuarea lucrărilor propriu-zise. Sistemul de control este diferit și aici încă vom avea foarte, foarte mult de lucru la educarea cei care administrează aceste procese pe local. Da, domnul Lipski, vă rog, mai pe scurt. Eu aș spune, da, ar fi binevenit ca business-ul moldovenesc să fie mai mult antrenat în toate lucrările care se produc pe teritoriul Moldovei. Asta, eu cred că ar fi un beneficiu. Da, domnul Muntean. Eu aș menționa respectarea cadrului legal la contractarea și executarea lucrărilor și respectiv executarea acestor lucrări în conformitate cu contractele încheiate și cu documentele de tender care au fost stat la baza numirii câștigătorului antreprenorului general. Deci aș menționa și faptul că ar trebui... Nu mai avem timp. Da, domnul Cuculescu, vă rog, pentru că deci suntem... Eu vreau să spun că Chișinău-Giurgiulești are finanțare integrală. La toamnă se lansează licitația pentru următorii 20 de kilometri și în total de la Cimișlea până la Giurgiulești, următorii 3 ani de zile, va fi drum bun. Tot așa merg cu alte direcții. Eu vreau să vă spun în două secunde că nu se poate nimic de realizat fără din toți banii care ați vorbit dumneavoastră mea seara, măcar 0,3% și 0,1% SRI școlii. Da, școlarizării specialiștilor. Da, vă mulțumesc pentru prezența, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vreau să vă reamintesc despre pagina noastră oficială, mbc.md, unde puteți revedea edițiile anterioare ale talk show-ului, dar și toate știrile care vă interesează din business și economie. Noi ne revedem marți cu începere de la orele 20. Toate bune!